Există un singur criteriu central care ar trebui să-ți guverneze viața, respectiv toate deciziile pe care le iei. Oare acest lucru îl va face pe Iisus Hristos să arate cât de prețios este El? În episodul de duminica trecută am afirmat că marele scop al unei vieți neirosite este de a glorifica pe Hristos. Iar textul care susține această idee se găsește în Filipeni, în primul capitol, versetele 20 și 21, unde spune: mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Pavel spune că pasiunea lui, dorința lui, scopul vieții lui este ca Iisus Hristos să fie proslăvit, să fie onorat, să-L facă să arate grosav, fie prin viață, fie prin moarte. Sunt două părți în acest verset, viața și moartea. Cum arată Pavel prin viața lui că Iisus Hristos este cel mai grosav, că este comoara lui? Răspunsul este dat în Filipeni, capitolul 3, versetele 7 și 8. De este scris: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere în față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. În alte cuvinte, apostolul Pavel proiectează vrednicia lui Hristos, socotind orice lucru ca o pierdere din pricina lui Hristos, datorită lui Hristos. Asta înseamnă că o viață care proiectează vrednicia lui Hristos, faptul că El este cel mai grozav, este viața care folosește orice lucru pentru a arăta că Iisus Hristos este cel mai valoros și că El este mai valoros decât acel lucru. Banii sunt folosiți pentru a arăta că Iisus este mai valoros decât ei. Mâncarea este folosită pentru a arăta că Iisus este mai valoros decât ea. Casele, mașinile, telefoanele, Rolex-ul de la mână, într-o viață care nu este irosită, toate sunt folosite pentru a arăta că Iisus este mai valoros decât toate acestea. Familia, prietenii, chiar propria ta viață reprezintă spațiul, acel newsfeed de pe Facebook sau Instagram, unde trebuie să-L arătăm pe Iisus Hristos ca fiind mai valoros decât toate aceste lucruri, chiar și mai valoros decât viața ta. Modul în care proiectăm vrednicia supremă a lui Iisus, adică acea vrednicie că doar El este singurul care merită lauda și închinarea în viețile noastre, este prin a-L prețui pe Hristos deasupra tuturor lucrurilor. Iar apoi, făcând alegeri în viață care să arate că bucuria noastră nu își găsește finalitatea și concretizarea în lucruri sau în persoane, ci în Hristos. Bun. Și a doua parte a versetului, aceea că Iisus Hristos este proslăvit, că este onorat prin moarte, este oare adevărată? Da, precum este și prima parte pe care am văzut-o. Totuși, de ce vorbesc la o emisiune pentru tineri despre moarte? Noi avem tot viitorul înainte, nu? Nu chiar. Am văzut în episodul anterior că poți merge pe lângă o fabrică de îngrășăminte, de acolo de unde merge bunicul tău să cumpere pentru grădină, și să zbori în aer de la o explozie care s-a întâmplat chiar atunci când ai trecut pe acolo. Și fac referire la Beirut. În calitate de tineri care dorim să schimbăm lumea, sau cel puțin să ne schimbăm pe noi, trebuie să avem aceste perspective clare și solide. Bun. Cum este Hristos onorat prin moartea noastră? Cum putem să avem parte mai mult de Hristos prin moartea noastră? Apostolul Pavel oferă un răspuns în versetul 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. De ce este moartea un câștig? Este un câștig datorită versetului 23, care spune: aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar moartea este un câștig pentru că moartea înseamnă să ai parte mai mult de Hristos. Înseamnă să te muți, să fii împreună cu Cel pe care L-ai iubit și pe care îl iubești, dar cu Iisus Hristos. Iar Pavel spune căci ar fi cu mult mai bine. Dar, wow! Putem spune și noi asta? Cum poți arăta faptul că Iisus Hristos este comoara ta, că este cel mai grozav prin moartea ta? Doar având această perspectivă asupra morții. Doar atunci când vezi moartea ca fiind un câștig, poate te confrunți cu frica morții. Nu ai nicio certitudine despre ce se va întâmpla după. Dar Scriptura spune că nu trebuie să îți fie frică de moarte. Iisus Hristos a venit în lume ca să te elibereze de această frică. Iar mai mult decât atât,
Moartea nu este văzută ca o pierdere, ci este văzută ca un câștig. De ce? Datorită a ceea ce a făcut Hristos pe cruce. Îmi place atât de mult cum un tată a ajutat-o pe fata lui să înțeleagă moartea mamei. Mergea cu mașina împreună cu fata lui și la un moment dat trece un camion pe lângă ei. Și tatăl o întreabă pe fată: auzi, ce ai prefera? Să fii lovită de camion sau de umbra camionului? La care fata, fără nicio ezitare, a spus: normal, că de umbra camionului. Exact. Dacă doar umbra te lovește, nu ai pățit nimic. La fel s-a întâmplat și cu mama. Doar umbra morții a trecut peste ea. Mama este vie, de fapt mai vie ca niciodată. Și asta pentru că acum 2000 de ani, camionul morții l-a lovit pe Iisus și l-a zdrobit. Dar el a ieșit de acolo biruitor. De aceea, pe noi ne lovește numai umbra morții și umbra morții nu este nimic altceva decât ușa spre glorie. Datorită a ceea ce a făcut Hristos pe cruce, nu trebuie să-ți mai fie frică de moarte. Lasă-L pe El să-ți înnoiască mintea. Deoarece Hristos va fi cel mai mult proslăvit, glorificat în tine, în moartea ta, doar atunci când ești cel mai satisfăcut în El, chiar și în moartea ta. Atunci când Hristos este mai prețios pentru tine decât orice îți poate oferi această lume, atunci, în momentul în care vei fi cu El, mutându-te acolo prin moarte, va fi cu adevărat un câștig. Haideți să sumarizez pe scurt care sunt învățăturile esențiale pentru a trăi o viață neirosită și a muri moartea neirosită. Da, poți să o irosești și pe aceea. Vedeți, viața și moartea ne sunt date nouă pentru a reflecta, pentru a proiecta suprema valoare a lui Hristos. Faptul că nu e nimic altceva mai valoros decât El. Suprema valoare a lui Hristos este proiectată atunci când îl prețuiești pe El mai mult decât prețuiești orice lucru de pe pământ sau orice persoană. Atunci când îl dorești pe Hristos mai mult decât like-urile de pe Facebook sau faima de pe Instagram. Da? Când îl dorești mai mult decât orice vis personal, decât familia ta, prietenul tău sau prietena ta. Această prețuire a Lui mai presus decât orice lucru existent se vede cel mai clar în lucrurile pe care ești dispus să le riști sau să le sacrifici pentru a te bucura mai mult de El. Haideți să ne uităm în a doua epistolă către Corinteni a Apostolului Pavel, în capitolul 12, să vedem modul radical în care Pavel spune aceste lucruri. În versetul 9, el zice, și el mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Dar Pavel nu era un masochist, ci el avea o perspectivă superioară tuturor perspectivelor și filozofiilor lumii acesteia. Doar creștinismul îți poate oferi această perspectivă nouă. Aici vedem și frumusețea creștinismului, în acest paradox, în această dualitate dintre suferință și bucurie. Romani 8:18, unde este scris: eu socotesc ca suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Glorificarea puterii supreme a lui Hristos în slăbiciune și în durere a fost scopul suprem al lui Pavel. Când sunt slab, atunci sunt tare. De ce? Pentru că puterea lui Hristos este făcută desăvârșită în slăbiciune. O să mă bucur în orice lucru care îi aduce glorie lui Hristos și îl face pe El, nu pe mine, să fie cel mai grozav. În bajocură, atunci când mă etichetează unii sau alții, când nu sunt cel mai popular, în orice fel de durere. Te întreb pe tine, ce vei face? Îți vei risipi viața? Îți vei irosi viața împreună cu restul lumii pentru că așa fac toți și doar așa poți să ai faimă și bucurii? Scopul tău în viață va fi să te chinui să-ți micșorezi suferința prin like-uri, timp pierdut pe Netflix, relații inutile, bani, sex sau droguri? Ai doar o singură șansă să-ți trăiești viața. Ai doar o singură viață. O vei irosi? O vei risipi pentru confortul de acum? Dar ca să suferi o veșnicie întreagă în iad? Evanghelia după Matei, în capitolul 16, în versetul 26, este scris: și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său?
Da. Ce ți-ar folosi să fii ca Jeff Bezos, cel care deține Amazon, cel mai bogat om din lume la ora actuală, și să ajungi în fundul iadului chinuit pentru o eternitate? O veșnicie a veșnicilor de veșnicii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sau Ioan 3:36, cine crede în fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci, ce vei face? Îți vei risipi viața? Sau vei vedea în Hristosul cel crucificat și înviat, care ia păcatele lumii acesteia, care îți ia păcatele tale, care te despart de el, care te blochează să-l ai pe el? Vei vedea în el adevărata ta comoară și satisfacția absolută a vieții tale. Vei spune și tu, ca apostolul Pavel, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Deci, ce vei face? Îți vei irosi viața? Sau vei vedea în Hristosul cel crucificat și înviat, care ia păcatele lumii acesteia, care îți ia păcatele tale, care te despart de el, care te blochează să-l ai pe el? Vei vedea în el adevărata ta comoară și satisfacția absolută a vieții tale. Vei spune și tu, ca apostolul Pavel, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig? De aceea, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Acesta este adevărul, pur și simplu.